grădină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Bună ziua și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Sunt aici ca să zic bun venit noilor patroni Clounela! Și pentru că lista de astăzi este mai lungă și pentru că am emoții, mi-am pregătit-o în scris să nu greșesc și să numesc fiecare persoană. Întâmpinați-i cu aplauze pe Ecaterina Zubkov, Moș Nicolae, Belecciu Natalia, Nadia Darie, Natalia Ionel, Lilia Ciuntu, Ana Balaur, Iulia Macarenco, Tudor Plăcintă, Diana Banaga, Iuliana Grama, Ina Gorcea, Ancuța Ancuța, Iana Roșca, Scripcar Cristina, Sergiu Toacă, Delia Paladi, Aleona și Codrean Veronica. Vă mulțumim! Cu ajutorul vostru și cu suportul financiar din partea voastră și a tuturor patronilor Planeta Clounela, proiectul nostru poate să meargă mai departe, să se dezvolte și să creeze pentru copiii voștri și pentru toți copiii acestei planete. Devino și tu patronul Clounela! Vino și tu în gașca patronilor Planeta Clounela! Cu drag și iubire și multă admirație, Clounela! Obișnuit? Neobișnuit. Bine te-am regăsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi continuăm din această carte, Obișnuitul neobișnuit, pentru că e tare neobișnuit să aflăm despre lucrurile obișnuite care ne înconjoară, cât de obișnuite sunt și cât de neobișnuite pot fi. Bine, n-am să vă mai neobișnuiesc cu obișnuiturile, de asta haideți să vedem despre ce și cu cine vorbește astăzi Mihnea. Sunteți pregătiți? Eu găsesc unde am rămas, noi am rămas, uite aici. Haideți, începe povestea. Mihnea merse la bucătărie să vadă dacă e gata dejunul. Mămica îi dădu un pupic și i-a spus, peste vreo 10 minute, puiule. Apoi Mihnea s-a uitat la tatălui și i-a spus, bună dimineața, tată! Cred că e timpul să-ți schimbi periuța de dinți, a zis Mihnea. Nu cumva... Perea de dinți morăcănoasă era perea de dinți a lui tată? Oh, ați înțeles? Hai să vedem mai departe. Ha, da, e timpul, dar tu de unde știi? L-a întrebat tata. Eu în secret, a zâmbit băiatul. Se întoarse în camera de baie și văzu că uitase robinetul deschis. Oh, sper că voi nu faceți la fel. Curg de câteva minute fără rost. În locul tău mi-ar fi rușine. Apă, dragă, și tu vorbești. Cu ce te-am supărat atât de tare? Chiar nu înțelegi? Mă irosești, a zis apa. Sunt tot mai puțină pe pământ. Irosindu-mă, îți faci și ție rău. Cu mare tristețe în suflet, îți spun că nu pot ajunge la toți copiii din lume.
deși mă strădui până la istovire. Nu exist doar pentru tine, toți au nevoie de mine. Florile, copacii, albinele, grâul, iarba, toți au nevoie de apă. Trăiesc prin a vă împlini pe voi. Sunt dătătoare de viață, a zis apa și chiar are dreptate. Da, știu, când mi-e sete, apa e... Nu doar atunci. Între apă și om există o relație permanentă, a zis apa. Uite, când te ating, încearcă să mă simți și te vei umple de viață. Când tu mă simți, eu mă bucur și prind aripi, dăruindu-ți ție toată energia izvoarelor sau a ploilor care m-au născut. Cum? Tu prinzi aripi? Păi așa spun oamenii despre ceva care ia având. Adică eu aș putea spune că prind stropi. Dragostea pe care mi-o dai se va întoarce la tine cu o vigoare și mai mare. Am venit să te țin în viață, dar ar trebui să mă simți, să mă prețuiești și să ai grijă de mine. Am înțeles. Nu voi mai irosi apa, a zis Mihnea. E deja bine, dar se mai cer multe. Să nu arunci gunoaie în mine, să nu faci baraje îngrădindu-mi libertatea, să cureți fântânile, lacurile, să ții minte că eu sunt vie, că sunt un miracol, ca și tine. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Mihnea luă apă în căușul palmelor și spuse: mulțumesc că existi, apă. Profund și foarte important, a zis apa. Deci trebuie să avem grijă de apă, să nu o irosim, să nu aruncăm gunoaie, să nu îi facem baraje și să ținem minte că apa este vie, vie ca și noi. Ați văzut Mihnea? La urmă i-a spus mulțumesc, apă. Să-i spuneți și voi mulțumesc. Bine? Acum mergem mai departe. Închizând robinetul, Mihnea a auzit: am tot încercat să vorbesc, dar apa e prea gălăgioasă și vocea mea nu se mai aude. Apoi, deseori mă întrerupe. Îi se pare că are mereu dreptate. Îi se pare că, dacă e apă, are dreptul să facă și să spună orice. Credeam că sunteți în relații bune, adică tu, robinetul și apa, a zis Mihnea. Ei, ne mai ciontănim, dar de fapt, da, ai dreptate, suntem prieteni. Ce-am face unul fără altul? Eu aș rugini și n-aș trebui nimănui fără apă, iar ea n-ar putea ajunge la voi fără mine. Uneori o face pe supărata și nu trece pe la mine, dar eu știu că este dor de mine. Când revine, văd că e veselă, iar eu, cavaler fiind, o iau în brațe și o las să curgă în voie în chiuvetă. Să știi că viața de robinet nu-i deloc ușoară. De ce? A întrebat Mihnea. Dacă nu sunt spălat la timp, se depune calcar și încep să scârții, să nu funcționez bine. Și voi sunteți nemulțumiți. Și apropo, dacă trageți prea tare de mine, fac vânătăi și apoi iarăși nu merge și sunt supărat. Da, 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 tare des e supărat, a zis apa. Așa e, soro apă, uneori și tu mă tachinezi. Uite-te la tine, ce de-a pete de săpun ai pe nas. Luciul ți-a dispărut de tot. Sunt o doamnă, cum aș putea să mă las îmbrățișată de cineva murdar și neîngrijit? În schimb, în unele zile, desluși Mihnea în gâlgâitul apei. Da, când sunt curat, parfumat și strălucitor, mă simt ca la o întâlnire. Mi-aș pune papion de aș avea. Și apa e mai veselă atunci. Mihnea se miră de relația dintre apă și robinet.
Dacă un robinet se simte domn, de ce nu m-aș simți și eu cavaler să dea? Se gândi Mihnea. Uite așa! Robinetul tot iubește ceva. Iubește când noi avem grijă de el, îl ștergem și nu-i lăsăm pete de săpun pe nas. Voi aveți grijă de robinet? Îl ștergeți? A, și am mai zis ceva, să nu îl tragem, că face vânătăi. Uite așa, eu sunt curioasă să aflu dacă voi aveți grijă și nu irosiți apa și dacă aveți grijă și de robinet și nu îi faceți vânătăi. Aștept fiecare comentariu și e obișnuit să pui un like și să distribui acest video. Iar pentru mine și pentru toată planeta noastră, e tare neobișnuit să știm că tu ești alături de noi și te abonezi. Îți mulțumesc, îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Ne jucăm. E o lume minunată, în care ne iubim.
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!